Jandarmeria Română își sărbătorește ziua în data de 3 aprilie. Această dată amintește de momentul din anul 1850, când Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei, a aprobat înființarea jandarmeriei. Cu câteva zile înainte de împlinirea a 172 de ani de la acest moment, la Cluj-Napoca a fost organizat un moment festiv. Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oficiat cu acest prilej o slujbă de tedeum. Evenimentul a fost organizat astăzi la reședința Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj, în prezența Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficialităților locale și a angajaților jandarmeriei. Cu acest prilej, Înalt Preasfinția sa a oficiat o slujbă de tedeum și le-a vorbit celor prezenți despre importanța păcii și a siguranței. Ceea ce scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 13, unde subliniază tocmai rolul pe care dumneavoastră îl aveți în a ne oferi nouă, cetățenilor țării, o atmosferă de liniște, de pace, de încredere, de muncă liniștită. Și iată care-i textul, zice Sfântul Pavel, tot sufletul să se supună în altelor stăpâni, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivă, își vor lua o sânge. Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiești de să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei afla laudă de la ea. Căci ea este fugitoarea lui Dumnezeu spre binele tău, iar dacă faci răul, teme-te că nu în zadar poartă sa. La final a avut loc festivitatea de înaintare în gradul militar a unor cadre militare din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.